Noul pod care va fi construit va face legătura dintre Mălin și Cornul Lungii. Podul va avea aproximativ 250 de metri cu șase deschideri de circa 40 de metri fiind dimensionat și pentru transportul utilaje grele. Gheorghe Flutur a precizat că încă nu este identificată sursa de finanțare în totalitate, dar se va face demersuri din partea Consiliului Județean pentru a asigura fonduri pentru această investiție, eventual prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cât și prin Compania Națională de Investiții sau din alte surse. La această ședință de Consiliul Județean s-a mai hotărât și repartizarea celor aproximativ 27 de milioane de lei, fond destinat pentru echilibrarea bugetelor locale. Primăria Suceava a rămas în afara repartizării, banii fiind împărțiți între celelalte localități din județ.